Dacă vă place, să rupeți butonul de like. Să începem să urcăm în clasament. Ce moale aici! Bun, drumul ăsta, perfect pentru off-road. Gata și pauza de masă. Ne repunem în mișcare. Până aici a fost super mișto traseul. Ca să nu mergem pe același traseu, o să căutăm o rută alternativă pentru a ne întoarce în oraș. Vară, când o să fie călduri mari, o să fie niște prafuri pe aici, Doamne ferește. Acum este perfect. Solul puțin umed. Asta e temperatura corectă pentru a ieși cu ATV-ul și a face trasee off-road. Uite aici ce noroi am găsit. Super. Da, cum sar noroile. Ce praf aici. Gândul ăsta am plecat de acasă astăzi să găsim drumuri moi, să zic așa, să ne putem noroi.
drumul ăsta, perfect pentru off-road. Se vede. Super mișto drumul pe aici. Căutăm câteva coborâri mai greuțe un pic, să putem merge liniștiți acasă.
frumos aici, coborârea prin pădure. Să nu ne lovim în crengi. Da, super. Moale aici. O să avem ce spăla pe ele. La cât e de greu noroiul ăsta, o să meargă foarte greu la spălat. Super denivelată coborârea. Mi-aud cum însar lucrurile în lata de bagaje. Dar foarte mișto ca și aspect. Sper să vă placă și vouă. Și dacă vă place, să rupeți butonul de like. Să începem să urcăm în clasament. Tipul ăsta de coborâre, fiecare abordează diferit. Unii prin șanț, alții pe lângă șanț. Unii încalecă, alții nu încalecă. Voi cum procedați? Cum vi se pare mai ușor și mai comod și mai sigur? Personal îmi place să încalec, să am o aderență cât mai bună. Aici, de exemplu, nu pot încaleca foarte tare din cauza bolovanilor. Coafura rezistă. Sunt destul de mari bolovanii. ATV-ul meu este reglat
mai pe hard un pic, am întărit foarte tare telescopele pe spate, de asta am senzația că mă scutură mult mai tare ca și pe colegul în față. La CFU din față vine cu reglajul stock din fabrică pe soft. Eu le-am întărit deoarece am concluzia că mai rigid este mai stabil, având în vedere că avem diverse experiențe în teren. Cu cât este mai rigid, cu atât rămâne lipit de pământ, nu pierde din aderență. Aici îl încălecăm, pe care o să coborăm. Știu, mie personal chiar îmi place genul ăsta de teren accidentat. Se pare că este mult mai plăcut decât urcările extreme, dar fiecare cu plăcerile lui. Ideea în care avem prieteni în țară care chiar fac urcări extreme și pe această cale țin să-i salut și să-i felicit pe fiecare pentru ce fac. Ha?